Autoritățile locale caută soluții pentru a reuși încă din acest an să reabiliteze unul dintre cele mai importante monumente istorice din oraș, Casa Celibidache, după ce ani la rând au încercat să intre în posesia imobilului de la rudele celebrului compozitor și dirijor. Administrația locală încearcă identificarea surselor de finanțare pentru reabilitare, fiind vorba de o clădire încadrată cu risc seismic ridicat. Casa Celibidache o pregătim pentru scoaterea la licitație, în așa fel încât să avem un contract semnat și sperăm să găsim și finanțare. Autoritățile locale spun că sumele necesare reabilitării clădirii sunt foarte mari, iar partenerul la multe obiective. Consiliul Județean deja sprijină romanul cu reabilitarea casei Ioachim, sediul bibliotecii George Radu Melidon. Ea este evaluată și la o valoare, evaluat destul de mult, în jur la 700.000 de euro. Vom vedea în urma licitației care este valoarea exactă. Dar un alt partener, Consiliul Județean, Ministerul Culturii? Deocamdată nu. Consiliul Județean de așa ne sprijină la bibliotecă și cu o sumă, chiar au majorat suma care au anul trecut cu 8 miliarde, deci sunt, cum să vă spun, nu putem cere chiar de acum foarte mult, cel puțin pentru anul 2015. Atât timp cât nici Ministerul Culturii nu a reușit să acorde vreun sprijin autorităților locale, o șansă ar fi obținerea de fonduri europene, dar ghidurile de finanțare nu sunt încă făcute publice. Am făcut demersuri, numai că, din păcate, rezultatele sunt deocamdată. Așteptăm ghidurile de finanțare, poate vom reuși prin program european, nu știu. Lucrurile sunt în desfășurare încă. Clădirea datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, fiind cumpărată în 1825 de vornicul Grigore Done. Este cunoscută și sub numele de Casa Celibidache, deoarece aici s-a născut în 1912 Sergiu Celibidache, considerat unul dintre cei mai valoroși dirijori ai tuturor timpurilor, care a dirijat Orchestra Filarmonicii din München între 1979 și 1996.